Avem un nou caz de bullying, de această dată într-un liceu din Timiș. Mai mulți elevi au încercat să-și umilească un coleg, obligându-l să facă diferite lucruri. Directoarea Colegiului de Vest, acolo unde a avut loc incidentul, spune că pare mai mult o joacă de adolescenți și că nu a stabilit încă vreo măsură împotriva elevilor agresori. Ovidiu Vărădeanu ne dă mai multe amănunte. Ovidiu, bună ziua! Ce i-au făcut colegii elevului? Bun găsit, elevii implicați în acest incident sunt în clasa 10-a. Totul s-a petrecut în pauza dintre ore, atunci când nu era prezent niciun cadru didactic. Unul dintre elevi își agresează verbal un coleg și asta în timp ce alți elevi aflați în clasă îl susțin și mai mult, unul dintre ei filmează întreaga scenă. De altfel, imaginile în care tânărul în vârstă de 15 ani este umilit de colegul său au fost postate pe o rețea de socializare. În acele imagini se vede cum agresorul își obligă colegul să țină un scaun în mână, după care, ajutat de un alt elev, îl pune pe catedră. La final, atunci când victima bullying-ului încearcă să iasă din clasă, îl lovește pur și simplu cu ușa. Și toate astea în hohotele de râs ale colegilor. Imaginile au fost văzute de conducerea școlii, care susține că va cerceta ce s-a întâmplat în clasă, de la ce a pornit totul și de ce s-a ajuns la acel incident. A fost sesizat și Inspectoratul Școlar Județean Timiș, care urmează să stabilească dacă se impune luarea unor măsuri împotriva elevului agresor, care riscă să se aleagă cu nota scăzută la purtare.